Reprezentanții AJOFM Giurgiu atrag atenția agenților economici să comunice locurile de muncă vacante. Agenții economici giurgiuveni pot declara locurile de muncă disponibile pe suport de hârtie la sediul AJOFM din municipiu, șoseaua București, bloc 202/5D sau în format electronic la adresa de e-mail ajofm@gr.aneofm.ro, cât și la punctul de lucru Bolintin Vale cu sediul în localitatea Bolintin Vale, strada Republicii. Începând cu data de 22 octombrie 2013 a intrat în vigoare și obligativitatea angajatorilor de a transmite către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă ocuparea tuturor locurilor de muncă vacante care au fost comunicate. Comunicarea ocupării acestor locuri de muncă trebuie să se facă în termen de o zi de la data încadrării. Toți angajatorii care nu declară locurile de muncă libere pe care le au în propriile firme, dar și ocuparea acestora, vor fi sancționați. Atenționăm angajatorii că nerespectarea ambelor obligații, respectiv de a comunica vacantarea locurilor de muncă, precum și obligația de a comunica ocuparea acestora, constituie contravenție și fiecare dintre aceste nerespectări se sancționează cu o amendă de la 3.000 la 5.000 de lei. Până în prezent, angajatorilor giurgiuveni le-au fost aplicate doar avertizmente, nu și amenzi. Agenția nu are intenția clară de a sancționa agenții economici, ci mai mult de a-i determina să respecte obligațiile pe care le au.